Suntem la Timișoara pentru debutul de meci între Ripensia și Oțelul Galați. Gorovei își pune mingea pe șut, dă la poartă, boară! Șut superb al lui Gorovei în vinclu. La cât de tare a dat, era pe punctul să dezintegreze stâlpul. Hai să vedem, pasă Valmir Berisha, șutul lui Valmir Berisha, minge respinsă până la Ionuț Dacu și gol! Oțelul! Să vedem dacă mingea era pe spațiul porții, dacă este gol sau autogolul lui Gladun. Pare mai degrabă autogolul lui Gladun, nu cred că mingea se ducea pe poartă la șutul lui Neagu. Nu reușește să intre în combinație cu Berisha. Călin joacă lungă, scapă Gavra, atenție la această fază, minge și apără dur Bozoancă. Gavra, Bozoancă încă o dată reușește să apere. Na, fluieră până la urmă centralul partidei, Neagu pe poartă, transversala îl salvează pe Dobre. Da, aproape să fie surprins Dobre, chiar dacă e un portar înalt, Șofran, centrare de pe loc, Gavra reușește să preia șut din întoarcere. Mihar tașează pentru Gladun, hai să vedem continuarea centrare. Ia vrei, respinge, periculos, reluare cu capul Lalici, care ajunge în careul advers, minge trimisă în brațele lui Durbozoancă.